găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Astăzi elevii au spus adio vacanță, bine v-am regăsit colegi de clasă și dascăli, anul școlar a debutat și la Brașov. Vedeți imagini în jurnalul Mix TV. Majoritatea școlilor din România a rămas repetentă la autorizația ISU. DN73 Brașov-Pitești poate candida cu succes la drumul de coșmar al anului de grație 2017. Mai multe informații aflați la știri. S-au dus diminețile în care tolăneala era cuvântul de ordine. Au zburat rapid clipele petrecute la bunici și deja au fost date uitării momentele de relaxare și de joacă de la malul mării. Astăzi elevii au spus, la revedere vacanță! Bine v-am regăsit colegi de clasă și dascăli! Anul școlar a debutat și la Brașov cu emoții pentru boboci și cu nerăbdare pentru cei din anii mai mari. Azi a fost o zi încărcată de emoție pentru toți școlarii, mai mici sau mai mari, și-au luat în spate ghiozdanele și au pornit nerăbdători spre școală. Unii pentru prima dată, iar alții deja obișnuiți cu această atmosferă. Este foarte emoționantă pentru că am un învățător nou și sper să fie foarte bine acest an, pentru că, nu știu, cât am fost în vacanță, am simțit că vreau să mă întorc la școală. Nu prea-mi place, dar ce să fac? Păi cum, de ce? Ai emoții? Cum e? Nu-mi place să încep școala, îmi place în vacanță. Este frumos, interesant și revine programul normal. Cum a fost în vacanță? Foarte frumos. Da? Ce ai făcut? Pe unde ai fost? La bunici, la mare? Am mai mers în excursii și în rest pe acasă. De bucurie că încep bine școala și o să învăț multe lucruri noi și nu le știam până acum. O să învăț istoria, care n-am învățat până acum, geografie și bucurie, dar un pic de tristețe că s-a terminat vacanța. Bine ați venit din nou la școală! Suntem astăzi aici reprezentanții ai Jandarmeriei Române și ai Poliției Române să vă facem cunoscut faptul că de câte ori o să vedeți aceste uniforme pe stradă, noi vă suntem alături. Dacă aveți vreodată vreo problemă, să nu ezitați să ne contactați și pentru domnii profesori să nu ezite să ne invite la orele de dirigenție. După festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Generală 13, elevii au ajuns în clase, s-au așezat cu minți în bănci, salutându-și colegii sau făcând cunoștință cu cei noi. Este un nou început în drumul spre o carieră frumoasă. Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari. Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari. Anul școlar de la Liceul Teoretic Iohannes Honterus s-a deschis în premieră pe arena Ion Țiriac a Liceului Sportiv din Brașov. Fanfara liceului a intonat în deschidere imnul României și imnul sașilor. La festivitatea a participat și o delegație din Linz, Austria, oraș înfrățit cu Brașovul. Preotul paroh al Bisericii Negre, Cristian Pelgăr, i-a binecuvântat pe elevi, cadre didactice și părinți. Majoritatea școlilor din România a rămas repetentă la autorizația ISU. Alt ministru, aceeași problemă. La Brașov, reprezentanții municipalității și cei ai Inspectoratului Școlar Județean dau asigurări că totul este sub control și că anul școlar se va desfășura fără probleme. Pompierii, în schimb, spun că nu vor face abateri de la litera legii.
Începerea anului școlar arată încă o dată dacă mai era nevoie harababura din educație, cel puțin din punct de vedere al autorizărilor ISU de securitate la incendiu. Din 31.297 de clădiri de școală, doar 4.200 au avize de securitate la incendiu și numai 2.261 dețin autorizații în România. Datele au fost făcute publice de ministrul educației Liviu Pop. Întrebat ce ar sfătui părinții ai căror copii merg la școală în clădiri nesigure, ministrul a răspuns. În nicio școală neautorizată n-ar trebui să lăsăm copiii astăzi. La Brașov, situația este sub control, dau asigurări oficialii. Lucrările sunt la foarte multe unități de învățământ gata. De la constructor avem promisiuni că în data de 11 toate unitățile de învățământ vor fi igienizate, curățate și lucrările de renovare vor fi gata. De prin mai, cred, am trimis către școli adrese prin care le-am solicitat ca să facă toate demersurile pe lângă OAT-uri să poată să-și obțină aceste avize. Majoritatea cazurilor lucrurile sunt rezolvate, iar acolo unde nu au fost rezolvate s-a obținut o prelungire legislativă, bineînțeles. Reprezentanții ISU spun însă că nu vor ierta pe nimeni și vor aplica sancțiunile prevăzute de lege în toate cazurile în care se impune acest lucru. Școlile care nu dețin această autorizație ISU vor fi sancționate conform prevederilor legale. Bineînțeles, după mai au o perioadă până la sfârșitul anului ca să-și obțină această autorizație. Autorizația de securitate la incendiu se acordă pe clădire, nu pe instituție. Mai exact, o școală care are mai multe corpuri de clădire trebuie să dețină autorizație pentru fiecare corp în parte, în condițiile în care necesită această autorizație. Obligația solicitării și obținerii autorizațiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente, ori după caz beneficiarului investiției. Acestea se emit de ISU Brașov. Până la data obținerii autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu rămâne în exclusivitate beneficiarilor investițiilor. Trei mașini de cursă electrice realizate de 30 de elevi ai Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil au putut fi admirate în ziua deschiderii noului an școlar. Ei au lucrat în echipe timp de 2 luni pe perioada verii la asamblarea a 3 mașini electrice, funcționale pe baza unor kituri speciale. Toate acestea fac parte din proiectul InfoCare Race, finanțat prin programul Fondul Științescu Brașov și cu sprijinul uneia dintre cele mai importante companii de tehnologie din țară. 30 de liceeni de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov au lucrat în echipe timp de 2 luni, pe perioada verii, la asamblarea a 3 mașini electrice de curse, funcționale pe baza unor kituri speciale. Aceste mașini au fost prezentate și testate de către elevii implicați în proiect. Avem o mașină cu motor electric, încărcate cu 2 baterii legate fiecare de 12V, în total 24. Ca și control, se vede aici cheia în care punem contact, învârtind-o, motorul prinde curent. Acest buton este accelerația, frâna este tip cea de biciclete pe disc și se axează de aici. Iar aici este un buton roșu care este claxonul în cazul unor evenimente pe cursă, să putem să atenționăm mașinile din față că venim sau anumiți oameni care au grijă să nu se întâmple accidente. Mă pasionează pentru că nu e ceva comun, e ceva aparte și e foarte special. Și mă simt bine pentru că e special și nu avem toți șansa să facem acest lucru și sunt foarte mândră de acest proiect și că pot face parte. Nu am muncit eu personal, am muncit o echipă care muncește toate verile de vreo 10 ani. Echipa Universității Transilvania din Brașov, Blue Streamline, care a acordat asistență tehnică acestor tineri entuziaști. Au muncit cei 30 de elevi, au muncit toți oamenii din jurul lor, care au încercat să le faciliteze un suport atât financiar cât și moral, în așa fel încât să reușească să aducă pe pistă aceste mașini. Fiecare echipă este coordonată de unul dintre profesorii liceului și îndrumată tehnic de specialiști din cadrul unei companii, dar și de studenții echipei Blue Streamline din cadrul Universității Transilvania. În perioada 2017-2018, la ediția pilot a Fondului Științescu,
10 echipe care implică elevi, părinți, profesori și oameni pasionați de STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică, dezvoltă împreună proiecte care explorează lumea fascinantă a științelor. Laboratoare interdisciplinare de matematică, programe de robotică, ateliere și târguri de științe, mașini de curse și dispozitive de studiu al fenomenelor meteorologice. Preșcolarii care au vârstă cuprinsă între 5 și 6 ani vor primi 50% reducere pentru transportul în comun. Consilierii locali brașoveni au aprobat în acest sens o hotărâre. Copiii cu vârstă de până în 5 ani beneficiază de gratuitate, iar cei care au mai mult de 6 ani fiind elevi pot merge gratuit cu autobuzele RAT dacă nu au absențe. Cei care au mai puțin de 5 ani pot călători gratuit pe liniile RAT Brașov, iar cei care au peste 6 ani beneficiază de abonamente reduse cu 100%. Având în vedere că pentru copiii din grupa de vârstă 5-6 ani nu exista nicio facilitate pe mijloacele de transport în comun ale RAT Brașov, iar părinții sau bunicile cumpărau bilete sau abonamente cu preț întreg, consilierii locali brașoveni au aprobat o hotărâre prin care a fost reglementat acest aspect. Astfel, potrivit unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Brașov, copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani, care sunt înscriși la grădinițe din oraș, vor putea circula cu abonamente reduse cu 50% față de tariful normal de 70 de lei. Aleșii locali au mai aprobat eliminarea condiției privind distanța de două stații până la școală, în baza căreia se puteau acorda abonamentele gratuite pentru elevii brașoveni. Practic, conform noului act normativ aprobat de Consiliul Local Brașov, singura condiție de acordare a abonamentelor gratuite este ca elevii să nu aibă absențe. Un motociclist a suferit răni grave în weekend după ce a intrat în coliziune cu o autocisternă încărcată cu lapte pe DN13 în județul Brașov. În urma accidentului, circulația rutieră a fost întreruptă pe ambele sensuri de mers. Polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs din vina motociclistului, care a pierdut controlul direcției de mers într-o curbă la dreapta pe DN13 din direcția Brașov către Sighișoara și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă regulamentar. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la spital în Târgu Mureș. DN73 Brașov-Pitești poate candida cu succes la drumul de coșmar al anului de grație 2017, în timp ce șoferii pierd timp prețios în trafic din cauza lucrărilor aproape inexistente. La tronsonul care face legătura între Brașov și Râșnov, autoritățile și constructorul recunosc acest lucru și dau vina, printre altele, pe iarna trecută. Șoferii care tranzitează zilnic ruta Brașov-Cristian-Râșnov-Bran sau Fundata trec printr-un calvar de nedescris din cauza drumului de coșmar care de ceva timp se află în lucrări de reparații și reabilitare. Doar că drumul nu se repară singur. Foarte mulți șoferi acuză faptul că sunt nevoiți să piardă timp prețios în trafic, iar în zonă de cele mai multe ori nu se lucrează. Cum era de așteptat, autoritățile și constructorul au scuze. Printre altele, dau vina pe iarna din 2016. Nemulțumit, prefectul județului Brașov, Marian Rasa Saliu, i-a chemat pe aceștia la raport pentru a afla din ce cauză lucrările la acest tronson de drum întârzie foarte mult. În momentul acesta, pe raza județului Brașov, avem autorizat doar o parte din sector. Acesta are 36 de kilometri în total, din care 24 sunt autorizați în acest moment. Acești 24 de kilometri, bineînțeles, pot fi finalizați până la sfârșitul anului viitor, cu siguranță, anul acesta, având în plan să finalizăm secțiunea de la ieșirea din Brașov către Cristian și de la Moiciu de Sus până la Tohanul Nou. Contractul de modernizare a DN73 Brașov-Pitești, semnat încă din 2011, vizează intervenții complexe pe o distanță de 103 km. Până acum, lucrările s-au executat doar în județul Argeș și abia în acest an au demarat timid și la Brașov, a precizat Adriana Nicola, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Mai precis, în județul Argeș s-au finalizat 37 de km între Pitești și Câmpul Lung Mușcel și încă 11 km între Câmpul Lung și Rucăr. În județul Brașov, amplasamentul a fost predat abia în acest an, la sfârșitul lunii martie, după ce s-au obținut autorizațiile de construire pe anumite sectoare de drum, iar constructorul a demarat efectiv lucrările în luna iunie. Din 36 de kilometri de drum până la intrarea în municipiul Brașov, doar pentru 24 s-au obținut autorizațiile de construire. Unul dintre motivele întârzierilor în contract ar fi tocmai dificultatea cu care se obțin autorizațiile, dat fiind că la intrarea la limita cu județul Argeș sunt unele rezervații naturale. Și anul viitor se va lucra sigur și în funcție de obținerea acelei autorizații de construire, abia pe urmă ne putem să avansăm un termen final pentru celelalte lucrări pe cei 8 kilometri.
În mod normal, lucrările de modernizare cuprinse în contractul semnat în 2011 ar fi trebuit finalizate integral pe toată distanța dintre cele două județe până în septembrie 2017. Însă, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov a precizat că se va obține o extensie în autorizația de construire, asta însemnând că lucrările se vor termina undeva la finalul lui 2018. Amenzi de 100.000 de lei, 9 patroni au fost sancționați de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă în luna august. Amenzile au fost aplicate pentru cei 10 angajați la negru care munceau la patronii respectivi. În ceea ce privește respectarea prevederilor referitoare la completarea și transmiterea revisal, au fost efectuate circa 150 de controale, în urma cărora au fost sancționați 13 angajatori, cu amenzi în valoare de 10.000 de lei și 13 avertismente. Pentru celelalte nereguli depistate de către inspectori, angajatorii au fost sancționați cu amenzi în valoare de 15.000 de lei. Tot în luna august, în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au efectuat un număr de 67 de controale, în urma cărora au fost sancționați pentru neconformitățile constatate 25 de angajatori cu amenzi în valoare de 42.000 de lei și 32 de avertismente. Peste 20.000 de brașoveni au luat cu asalt, cu mic, cu mare, în weekend locul unde vârsta nu contează, Loliboom, cel mai mare festival al familiei, care s-a desfășurat pe lacul din cartierul Noua. S-a dovedit a fi un adevărat răsfăț al bucuriei trăite de fiecare dintre noi în minunata lume a copilăriei. Cel mai mare festival al familiei din România, desfășurat în weekend la Brașov, s-a dovedit o reușită. În ultimele zile de vacanță, zeci de mii de brașoveni s-au bucurat de activitățile din cadrul festivalului, a cărui scop a fost acela de a aduce comunitatea brașoveană în natură și de a retrăi cea mai frumoasă etapă, copilăria. Cum vă petreceți ultima zi de vacanță? Păi facem... Îl țin eu. Stăm împreună, ne jucăm, stăm în aer liber. Mâine începe școala, aveți chef de școală? Nu! Toți așa în cor mi-ați răspuns. Păi de ce? Pentru că încep iar tezele, testele, profesori. Începe închisoarea. Începe închisoarea. Da. Deci, cum, deci vă place sau nu vă place la școală? Dar de ce? Îmi place doar pentru că mă întâlnesc iar cu colegii. Cu cei mici la distracție astăzi? Da, am ieșit cu nepoții. Câți anișori au? Au 3 jumate și 7. E frumos în parc. Aha. Lollipop. Am și luat brățară. Ai cu son, ai tot ce trebuie. Da. Vrei să înceapă școala? Nu. Ai mai vrea niște vacanță, așa? Da. Foarte mulți copii au participat la ateliere creative. Atât cei mici, cât și adulții s-au bucurat de spectacole la scenă de teatru, muzică, dans și dans sportiv. Încă o schimbare de lider în Liga a 4-a, ASE Steagul Roșu a pierdut primul loc în clasament în urma egalului înregistrat cu ACSM Codlea și victorie fără probleme în deplasare obținută de handbalistele de la Corona în Liga Națională. Mai multe detalii în rubrica Sport. Liga a 4-a brașoveană își schimbă liderul de la o etapă la alta, în acest weekend fiind rândul lui ASE Steagul Roșu Brașov să cedeze poziția celor de la ACSM Codlea. Elevii lui Petre Lucian au remizat cu Inter Târlungeni pe stadionul Tineretului scor 1-1, după ce au deschis scorul printr-o lovitură de cap a lui Andri, fiind egalați în prelungiri cu Pencea. De pasul greșit al brașovenilor a profitat ACSM Codlea, care după victoria cu scorul de 2-0 în fața celor de la Avântul Dumbrăvița a urcat pe primul loc, fiind singura echipă cu punctaj maxim după 4 runde. Derbiul de clasament între Precizia Săcele și Olimpic Zărnești a fost câștigat de Săceleni cu scorul de 3-1, care a urcat astfel pe poziția secundă. Corona Brașov s-a impus fără prea mari probleme în jocul din deplasare cu CSM Slatina, contând pentru etapa a doua a Ligii Naționale de Handbal Feminin cu scorul de 25-22. Pentru formația antrenată de Costică Buceschi au marcat Keeper 7 goluri, Buceschi 3, Neagu 3, Tătar 3, Hotea 2, Popa 2, Chiricuță 2, Tiron 1, Bucur 1 și Bloj 1. Potrivit antrenorului, apărarea merită o bilă albă, dar atacul nu l-a mulțumit pentru că s-au irosit prea multe mingi prea ușor din cauza lipsei de concentrare. În următoarea etapă, Corona va juca acasă cu Universitatea Cluj sâmbătă 16 septembrie de la ora 20. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme.
La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme instabilă. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 11 grade Celsius, dar cerul va fi parțial înorat. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 24 de grade Celsius și spre seară sunt posibile averse de ploaie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine șeful Inspectoratului Școlar Județean Brașov, profesorul Ioan Negrilă. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!